Noul sediu al Consulatului României în Belgia a fost inaugurat în 28 septembrie 2017 în prezența numeroșilor invitați și a unui public încântat de modernitatea, calitatea și accesibilitatea acestuia. Stimați invitați, bine ați venit la Ambasada României în Regatul Belgiei, bine ați venit în noul sediu al secției consulare a ambasadei. Eu vreau să vă mulțumesc că ați venit într-un număr așa de mare. Să știți că e o zi foarte mare pentru noi și suntem foarte emoționați, întreaga echipă. Vă mărturisesc că am avut emoții în ultimele luni în timp ce încercam să amenajăm acest spațiu și suntem foarte, foarte mândri că am reușit să ajungem la stadiul la care suntem acum. Mutarea într-un nou sediu al secției consulare este rezultatul unui deosebit efort de echipă, pe care noi l-am depus în ultimele 6 luni, 10 luni, cu toate etapele pe care le-a presupus acest efort. Identificarea unui sediu, amenajarea sediului conform standardelor Schengen și așa mai departe. Aș dori să mulțumesc domnului ambasador Cosmin Dinescu, secretar general al MAE, și domnului Bogdan Stănescu, director general pentru afaceri consulare, Ministerul Afacerilor Externe, pentru că ne onorează cu prezența la inaugurarea oficială a noului sediu. Aș vrea să subliniez că sprijinul instituțional al domnilor lor a fost determinant în realizarea acestui obiectiv al ambasadei. Mulțumirile mele speciale se adresează și întregii echipei ambasadei și a secției consulare, care în ultimele luni a reușit să reziste cu stoicism și vă asigur că nu e deloc o exagerare și mai ales a rezistat cu mult profesionalism și dedicare în timpul acestui proces de relocare în noul sediu, care nu este deloc unul facil. Vreau să mulțumesc doamnei consul Cati Constantinescu, șefa secției consulare, precum și doamnelor consul Mariana Stoian și doamna Cătălina Marica, evident tuturor celorlalți colegi și colege care au făcut eforturi deosebite în aceste ultime luni pentru realizarea unui obiectiv important al nostru, mutarea într-un nou sediu. Vreau să subliniez că obiectivul principal al acestui efort l-a reprezentat oferirea unor servicii consulare în cele mai bune condiții pentru cetățenii români din Belgia. De altfel, mesajul meu principal în această seară este acela că Ministerul Afacerilor Externe se preocupă constant de îmbunătățirea serviciilor consulare pentru cetățenii români din străinătate. Ambasada României în Belgia are drept obiectiv îmbunătățirea constantă a serviciilor consulare oferite pentru românii din Belgia. Am anunțat încă de la sfârșitul anului trecut intenția noastră de a ne muta într-un nou spațiu modernizat, securizat, mult mai încăpător, evident. Și iată că anul acesta am reușit să îndeplinim acest obiectiv. Acta non-verba. Fapte nu vorbe. Iată că Ambasada României în Belgia și Ministerul Afacerilor Externe își duc la bună îndeplinire promisiunile pe care le fac față de cetățenii și comunitatea românească din Belgia și din străinătate în general. Aș vrea să închei prin a mulțumi și tuturor membrilor echipelor belgiene care au făcut posibil amenajarea și aranjamentul tehnic al acestui noi sediu, precum și echipelor tehnice venite de la București și care ne-au ajutat enorm în acest proces. Mulțumesc mult, bună seara tuturor. Ce să vă spun după acest discurs? Nu am prea multe cuvinte de adăugat. Aș vrea să spun că pentru mine prezent aici este un moment care mă onorează și face plăcere, nu doar pentru că reprezint Ministerul de Externe, ci și pentru că printre noastră sunt mulți prieteni, colegi de liceu, colegi de facultate, colegi de minister care se află aici. Deci sunt sigur că faptul că avem o nouă secție consulară va contribui la binele, să spun așa, de satisfacerea tuturor necesităților de servicii consulare ale tuturor. Într-adevăr, există o strategie a Ministerului de Externe și aici aș putea să adaug că în mare parte se datorează și domnul director general Bogdan Stănescu, care a fost într-un fel creierul acesteia, pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor consulare acordate românilor din străinătate. Să nu uităm că gestionăm o comunitate de români foarte numeroasă, cu o mare mobilitate, drept pentru care aș putea să vă spun că avem în acest moment practic cea mai mare și cea mai extinsă rețea consulară din Europa, în ceea ce privește numărul de misiuni consulare. În prezent, acest proces de
ameliorare, îmbunătățire, creșterea calității serviciilor consulare merge pe direcția calitativă, avem sisteme moderne, informatice, avem interconectări cu toate sistemele din Europa, ceea ce duce, și sper că toți veți vedea acest lucru, la creșterea eficienței actului de eliberare și de realizare a serviciului consular. Avem însă și o creștere cantitativă, deschidem noi serviciul consular tocmai în ideea de a putea gestiona mai eficient întreaga gamă variată și din ce în ce mai numeroasă a solicitărilor. Aici, la anul acesta, de exemplu, să continui în această notă, am inaugurat noua secție consulară de la Strasbourg. Zilele acestea se deschide nou consulat al României de la Bari. Avem un proiect și se vor deschide foarte curând consulate la Manchester, consulate la Stuttgart, ca să vorbesc numai despre Europa. După cum vedeți, este un efort care merge în ideea programului și obiectivului autorităților române, a Ministerului de Externe în special, pentru a se preocupa de o calitate și o eficiență sporită a serviciilor consulare. Mulțumesc în primul rând de Ministerului Afacerilor Externe și Centralei, în special Departamentului Consular, domnului secretar general și tuturor colegilor din minister care au răspuns cu receptivitate eforturilor noastre și mesajului pe care l-am avut de necesitatea schimbării sediului secției consulare al României de la Ambasadei României la Bruxelles, datorită faptului că, așa cum bine observați, comunitatea românească din Belgia a cunoscut în ultima perioadă o creștere semnificativă. Evident că spațiul în care ne desfășuram activitatea nu era ceea ce trebuia să fie nici pentru noi, nici pentru solicitanții pe care îi primeam zilnic. Motiv pentru care, prin eforturi conjugate, eforturi ale colegilor care ne-au fost alături pe parcursul întregului proiect, cu generozitate, cu îndrumări, pentru a realiza proiectul și a realiza lucrările, la care se adaugă eforturile întregii echipe belgiene și cu această ocazie aș dori să le adresez sincere mulțumiri pentru că sunt aici prezenți și o bună perioadă de timp ne-am petrecut-o împreună, gândind, proiectând și amenajând acest sediu care să corespundă standardelor, normelor europene și standardelor prevăzute de catalogul Schengen. Doresc să adresez de asemenea sincere mulțumiri întregii echipe a ambasadei și colegilor mei care sunt nedormiți așa de câteva zile bune, astfel încât mutarea să se realizeze într-un timp record și să nu afecteze prea mult buna desfășurare a activității. Adică noi ne-am mutat făcând și testele cu persoanele aici, astfel încât toate urgențele consulare să fie asigurate. Thank you.